O deflagrație puternică s-a produs aseară într-un bloc cu 6 etaje din sectorul botanic al capitalei. Salvatorii au intervenit cu 4 echipaje. Victime nu au fost înregistrate, însă un bebeluș de un an, un copil de 10 ani și mama lor, dar și un adolescent de 16 ani au ajuns la spital. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cel mai probabil explozia a avut loc din cauza încălcării regulilor de exploatare a aparatelor conectate la gaz. Preliminar s-a stabilit că explozia a avut loc aproximativ în jurul orei 20 în bucătăria comună a două apartamente de la etajul 2 al blocului de pe strada Independenței. Pompierii au stabilit că în urma deflagrației în bucătărie au fost distruse geamurile și ușile mai multor apartamente. Salvatorii au verificat și toate locuințele pentru a stabili dacă nu au fost blocate persoane. Amintim că o explozie s-a produs recent într-o casă din orașul Sângerei din cauza buteliilor de gaz. Pompierii au reușit să evacueze două persoane de sub dărâmături care au fost transportate la spital. Din păcate, un bărbat de 63 de ani, blocat printre ruine, a murit. În cadrul misiunii au intervenit 74 de angajați ai IGSU cu 20 de unități de tehnică care au găsit sub dărâmături 3 butelii de gaz de tip propan-butan. Menționăm că cel mai grav caz s-a produs în 2018 când o explozie într-un bloc de pe Bulevardul Moscovei a făcut 5 victime, inclusiv un copil. Tragedia a avut loc în noaptea dintre 6 și 7 octombrie din cauza unei scurgeri de gaze. Proprietarul apartamentului unde a avut loc explozia a decedat în spital în urma unui stop cardiac. Pe lângă asta, în explozie au murit o tânără de 30 de ani și fiul ei de 4 ani și doi bărbați. Primăria Chișinău a alocat atunci 10 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor.